Ziua îndrăgostiților prinde rădăcini printre moldoveni și este sărbătorită diferit în ziua de 14 februarie. Pentru unii e un prilej de a petrece timp alături de persoana iubită și de a-i oferi flori și cadouri. Замечательный праздник Валентина, подарок Валентине. Ведь любовь разная существует, и между людьми ее никто не отменял. Поэтому в нашей жизни должны быть радостные моменты, чтобы мы дарили друг другу любовь, внимание и просто приятное делали друг другу. Pentru fiicele mele am cumpărat două buchete. Le iubesc foarte mult și vreau ca să nu treacă sărbătoarea aceasta. Așa, fi alături. Soțul mi-a făcut din depărtare surpriză dimineața, a fost curierul și deja eu am fost felicitată de la 7. Sigur, sărbătorim că e de sărbătoare dublă, de ziua lui maică-mea. De dimineață deja cadouri la nevastă, am fetițe, maică-mea, la toți flori. Pentru alții, însă, este o zi obișnuită de muncă cu multe griji. Сейчас он у меня больной, он у меня второй группы инвалид, он не ходит, у него межпозвоночная грыжа. Поэтому он тихонечко, это вот я за ним смотрю, я и баба, и мужик, как говорится, я за ним смотрю, потому что я не могу его бросить, он беспомощный, он инвалид, и я ему верю, что он в душе меня поздравляет. Femeia spune că o leagă de soțul ei un sentiment puternic de iubire, care nu a dispărut nici pe o clipă în toți cei 48 de ani de căsnicie. Мы же находимся в одной квартире, как можно не разговаривать? Когда мы связаны на всю жизнь, как говорят, когда мы поженились, и в радости, и в горе вы должны быть вместе до конца. И вот это и есть ключевое, как говорится, слово, которое должно пройти по всей жизни. La florărie am surprins mai mulți bărbați decât femei. Chiar și așa, unii spun că ar fi bucuroși să primească flori de la femeia iubită. Dacă mi-ar dărui un buchet de flori, să-l primesc și să fiu bucuros, dar nu cred. Ce dorești soției în această zi? Și pot să-i doresc. Ca pentru soție care o iubesc și o stimez, îi doresc cel mai drag din lume, cel mai sănătate. 8 ani. De 8 ani, da. Și în fiecare an îi dăruiți flori în această zi? Neapărat. Neapărat. Păi nu putem altfel. E o sărbătoare frumoasă care e o tradiție, de fapt. Și atunci o sărbătorim cu drag. Unii bătrâni spun că dragostea s-a pierdut odată cu trecerea anilor, alții consideră că aceasta pur și simplu se transformă în emoții mai puternice. Dacă iubirea a plecat, ce a rămas? Bătrâneță. Sunt singur la moment, dar iubesc copiii, nepoții, rudele care le-am apropiat. Eu pur și simplu nu am soț, soțul meu decedat. Și pentru asta sărbătorim cu copilașii, cu nepoții, foarte importantă. Iubirea și respectul, eu socot că este unicele lucruri care sunt cele mai importante. Ziua îndrăgostiților sau a Sfântului Valentin este o sărbătoare internațională marcată pe data de 14 februarie. Sărbătoarea a devenit populară inclusiv printre moldoveni, deși prin tradiție avem o sărbătoare similară, Dragobetele, pe 24 februarie.